defibrilatorul pe... Nu am putut să apreciez lucrul ăsta, pentru că efectiv noi eram cu mintea la medici de la ambulanță, eram cu el acolo, îl vedeam că într-adevăr se produsese un stop cardiorespirator și apoi am zis repede în urgență, pentru că oricum condițiile aici sunt altele decât pe teren sau în ambulanță. Dar în cazuri... probleme, știți? Nu. Deci orice sportiv nu poate să-și exercite activitatea de sportiv dacă nu are un aviz medico-sportiv. Iar la Institutul Național de Medicină Sportivă se face un examen complex. În cazuri de acest gen se fac resuscitare imediată? Se face o resuscitare imediată? Se face resuscitare până în momentul în care se ajunge într-o unitate spitalicească. Pe stadion nu s-a făcut, pe teren nu s-a făcut. S-a urcat pe targă și s-a făcut în ambulanță. Cine a luat decizia? Medicul de pe ambulanță sau dumneavoastră? Ce decizie? Decizia de a nu se face resuscitare la locul accidentului. S-a făcut în ambulanță. Deci s-a făcut în ambulanță până la... Da. Dumneavoastră spuneți că s-a făcut resuscitare în ambulanță, pentru că medicii... Resuscitarea prin masaj cardiac. Nu mai puțin. Nu știu dacă erau aparate sau nu erau aparate, dar vreau să vă spun că... principalul mod de resuscitare este masajul cardiac. S-a făcut o oră jumate masaj cardiac. Deci în ambulanță s-a făcut masaj cardiac. Aveți experiență, nu știu, vă gândiți totuși ce ar fi putut să cauzeze această tragedie? Probleme cardiace, AVC? Există și cauze, deci au mai fost decese în sport. Nu pot să mă pronunț pentru... Nu pot să-mi dau seama. În următoare se va merge la IML și după care probabil vom ști mult mai multe date despre ceea ce s-a întâmplat. Lanța o nouă tragedie. Da, din păcate suntem blestemați. Nu știu ce să spun. Îmi găsesc cu greu cuvintele. E ceva ce nu puteam... Și nu cred nici în acest moment că s-a întâmplat. E ca un coșmar pentru mine și pentru întreaga echipă și pentru toată sfera Dinamo Vista. Pur și simplu nu găsesc cuvintele. E mult prea mult. Poate nu vă gândiți la lucrurile astea, dar înțelegem că se face inclusiv un comitet de urgență la federație, probabil pentru amânarea partidei de cupă. Știu, să spun sincer, acum nu mă interesează absolut nimic. Să decidă ce vor ei și cum vor ei. Starea în care sunt și cum sunt băieții și noi toți, chiar nu mai contează. Tu cunoșteai, avea probleme, știai de... Cum a spus și domn doctor, fiecare sportiv merge la centru de medicină legală, ia un aviz pe 6 luni sau pe cât se dă în primă fază, din 6 în 6 luni, și lucrurile au fost în regulă acolo. Dar vă aduceți aminte de cazul lui Cătălin Hâldan, o altă tragedie. Am spus mai devreme, suntem pur și simplu, parcă suntem blestemați. Nu-mi vine să cred, e un coșmar. Cu familia lui ați reușit să vorbiți? Cu soția lui? Înțeleg că a plecat chiar... Soția lui este în Franța, s-a reușit să se ia legătura cu ea. O să ajungă probabil mâine aici. Domnul doctor, în Franța, vă mai întreb... În momentul în care dumneavoastră v-ați dat seama pe moment că este vorba de un atac de cord? Un stop cardiorespirator, da. Și în cazul ăsta știați cum se procedează? Ați spus că se face masaj cardiac. Da, în primul lucru se face masaj, se eliberează căile respiratorii, se face S-a masaj cardiac. S-a făcut acest lucru pe teren? Da. De către dumneavoastră sau de către medicul? Nu, de mine. Păi, când au venit cu ambulanța, am spus direct pe targă și l-am și urcat și l-am transportat după aici. După părerea dumneavoastră, 2 minute și 63 de secunde să ajungă, 3 minute, aproape 3 minute, să ajungă ambulanța la el din momentul în care a căzut, nu e prea mult? Probabil. Deci nu realizez timpul care a trecut de când am ajuns eu și până a venit ambulanța. Chiar nu știu. Voi ați văzut și ați cronometrat absolut totul. Noi atunci ne-am speriat. Pur și simplu eram disperați. Dochi a alergat imediat la el, a vrut să-l ajute, l-a întors pe lateral, l-a pus pe lateral, nu-și înghită limba.
timpul parcă a stat în loc, nu pot să spun acum cât a trecut. Dar cum e posibil ca în 2016 să mai moară fotbaliștii în România pe teren? Păcate, au mai murit sportivi și, eu știu, din alte da, sporturi, dar este păcat, e o tragedie imensă pentru noi, din nou, din păcate. Există acest termen, probabil nu trebuie să existe și o explicație medicală, vedem zilele următoare. Medicul de pe ambulanță a intervenit în vreun fel pe stadion, pe teren? A fost un medic pe ambulanța respectivă? Da, era. Sau erau doar brancardieri? Nu, era și un medic. Cred că era și un medic. Și medic a venit în fugă din ce am văzut eu, cred, nu știu, mi-a dat așa medic aminte. Și la asta a intervenit să vedem și imaginea. În momentul când au venit, l-am urcat pe targă și l-am urcat în ambulanță și acolo am început masajul cardiac, am ajuns în, nu știu, în cât timp, dar cred că repede am ajuns în câteva minute, nu știu, un minut, două. De jos până aici nu știu ce se face. Cum va fi dus la IML? În această seară. Da, în această seară. Deocamdată până la 1:30 nu poate fi mutat, nu poate să-l vadă nimeni, așa sunt procedurile, pe care va fi mutat, dus la IML, se va face necropsia și după care vom ști mai multe.